Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până la data de 15 noiembrie, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 70.002 70 cazuri cu persoane infectate cu COVID-19, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate 44 de cazuri de infectare cu coronavirus. Dintre cazurile confirmate pozitiv și internate, în ultimele 24 de ore s-au efectuat 13 externări și 27 de internări. În județul Iași, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 9 decese în rândul persoanelor confirmate pozitiv. Numărul total de se fiind 1739. În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 desfășurată la nivelul județului Iași, conform datelor centralizate, până în prezent au fost efectuate 632.059 de, de vaccinări. Pe data de 15 noiembrie 2021 au fost vaccinate 3.575 de persoane. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 473 de reacții adverse ușoare. Referitor la gradul de ocupare al paturilor, inclusiv paturi ATI din spitalele suport COVID-19, conform raportărilor astăzi, 15 noiembrie sunt ocupate 589 de paturi, din care 94 sunt paturi ATI. La Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon, centru suport COVID-19 pentru bolnavi care au nevoie de asistență medicală de specialitate, sunt ocupate 5 paturi ATI. În momentul de față sunt 12 persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus, care urmează tratamentul prin dializă în stația de dializă de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon Iași. La Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie, Elena Doamna Iași, centru suport COVID-19 pentru gravidele care au nevoie de asistență medicală, medicală de specialitate este ocupat un pat ATI. În ceea ce privește zona medicală, menționăm că sunt ocupate două paturi. În zona ATI COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași sunt ocupate șase paturi ATI. În ceea ce privește zona medicală COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași sunt ocupate 11 paturi. Conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, astăzi, 15 noiembrie, un număr de 8313 persoane se află în izolare, iar 4768 de persoane sunt carantinate la domiciliu. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Iași a emis în total 70.702 de decizii pentru persoanele aflate în izolare și 57.088 de decizii pentru persoanele aflate în carantină.